78. Gendibal și Novii stăteau alături, privind cu atenție încordată la ecran. Novii era înspăimântată. Gendibal simțea cu acuitate zbaterea ei disperată de a scăpa din ghearele fricii, dar nu putea face nimic pentru a o ajuta, întrucât considera că nu înțelept să aducă vreo atingere minții ei în aceste clipe. Nu voia ca intervenția lui să influențeze niciun fel reacția pe care o avea ea față de câmpul mental slab care îi înconjura. Nava de luptă a fundației se apropia încet, dar sigur. Avea un echipaj format probabil din șase persoane. Judecând după mărimea ei, Gendibal era sigur că armele de la bord puteau pune stabilă și, la nevoie, zdrobi o flotă compusă din toate navele aflate în posesia celei de-a doua fundații. Asta în cazul că acestea s-ar baza doar pe forța fizică. Așa cum stăteau lucrurile acum, apropierea navei de luptă de cea pilotată doar de un membru al celei de-a doua fundații dădea de naștere câtorva concluzii. Chiar dacă Nava poseda capacități mentale, nu era normal ca ea să se arunce orbește în colții celei de-a doua fundații. Mai plauzibil era că ignoranța capitanului și a echipajului o împingea înainte. Asta însemna că acel capitan nu-și dăduse seama că cineva îl înlocuise pe compor sau, dacă prinsese de veste, nu știa că cel care îl înlocuise aparținea celei de-a doua fundații, ori n-avea habar de forța ei. Dar dacă Nava poseda forță mentală, Căci Gendibal luă în calcul și această posibilitate, și tocmai de aceea înainta fără reținere sau teamă. Asta însemna că era condusă de o persoană megalomană sau avea la dispoziție forțe care depășeau orice închipuire. Dar ceea ce considera el posibil nu reprezenta ultima concluzie. Cerceta atent mintea lui Novi. Ea nu era conștientă de câmpul mental, dar, în același timp, mintea lui Gendibal nu putea percepe un câmp atât de slab. Acesta era un paradox care merita să fie studiat în viitor și, în cele din urmă, roadele unei asemenea munci puteau să se dovedească mai importante decât rezolvarea problemei de interes imediat pe care o ridica apropierea navei de luptă. Gendibal întrevăzuse intuitiv această chestiune atunci când detectase pentru prima oară netezimea și simetria din mintea lui Novi și avusese un sentiment de mândrie amestecată cu amărăciune gândindu-se la apropriile lui calități. Oratorii se păliseră din totdeauna cu puterea lor intuitivă, dar în ce măsură era ea rezultatul incapacității de a aprecia câmpurile prin metode fizice directe și, prin urmare, a imposibilităților de a înțelege exact ceea ce puteau să realizeze. Părea ales ne să definești neștiința printr-un cuvânt cu rezonanță mistică: intuiție. Și cât din această neștiință își avea sursa în subestimarea importanței fizicii în comparație cu mentalica, și cât din aceasta era mândrie oarbă? Gendibal se gândi că situația se va schimba imediat ce va deveni prim orator. Prăpastia fizică dintre cele două fundații va trebui micșorată. Cea de-a doua fundație nu se putea împăca cu ideea de a fi distrusă într-un moment în care monopolul asupra puterii mentale ar fi pierdut. Monopolul părea să nu funcționeze în aceste momente. Probabil că prima fundație făcuse progrese remarcabile sau încheiase o alianță cu anticatării. Acest gând, care îl străfulgerase acum pentru prima oară, îi dădu fiori. Gândurile legate de acest subiect se derulară prin mintea lui cu o repeziciune obișnuită pentru un orator și, în timp ce evalua situația, rămase conștient de strălucirea din mintea lui Novi de reacția creierului ei la pătruzătorul câmp mental ce îl înconjura. El nu devenea mai puternic pe măsură ce nava fundației se apropia. În sine, acest lucru nu constituia un indiciu absolut sigur că nava nu era echipată cu instrumente mentale. Se știa bine că un câmp mental nu respectă legea inversului pătratului. El nu devenea mai puternic exact ca pătrat al distanței cu care se reducea depărtarea dintre emițător și receptor. Din punctul acesta de vedere, câmpul mental se deosebea net de cel electromagnetic sau cel gravitațional. Totuși, în comparație cu diferite alte câmpuri, cel mental variază mai puțin în funcție de distanță și nu rămâne cu totul neinfluențat de ea. Reacția din mintea lui Novi ar trebui să indice o creștere detectabilă la apropierea navei de luptă. Cum se întâmplase ca vreme de 5 secole niciun membru al celei de-a doua fundații nu se gândise să dezvolte o relație matematică între intensitatea câmpului mental și distanță? Trebuie să se pună capăt acestei atitudini de nesocotire a fizicii, își jură în gând Gendibal. Dacă cei de pe navă posedau forțe mentale și dacă erau siguri că se apropie de un membru al celei de-a doua fundații, n-ar mări la maximum intensitatea câmpului? Și în acest caz, mintea lui Novi n-ar evidenția sigur o reacție crescută la acest câmp? Cu toate acestea, mintea ei nu arăta nimic. Pe deplin încredințat de acest lucru, Gendibal alungă temerea că nava de luptă avea capacități mentale. Înaintea, condusă de ignoranți și periculozitatea ei putea fi trecută cu vederea. Câmpul mental încă exista, desigur, dar el provenea de pe Gaia. Asta îl tulbura ajuns pe Gendibal, dar trebuia să acorde prioritate navei. După eliminarea acesteia, putea să-și îndrepte atenția asupra lumii anticatărilor. Așteptă, Nava de luptă va face o mișcare sau se va apropia îndeajuns pentru ca el să se încredințeze că putea trece la ofensivă deschisă. Nava continua să se apropie destul de repede acum, și totuși nu se întâmpla nimic. În cele din urmă, Gendibal socoti că forța intervenției sale va fi suficientă. Cei de pe navă nu vor simți nicio durere, niciun disconfort, dar vor descoperi că mușchii brațelor și spatelui vor răspunde cu întârziere la comenzi. Gendibal îngustă câmpul mental controlat de mintea lui. Acesta deveni intens și se năpusti cu viteza luminii peste abisul ce despărțea cele două nave. Ele erau suficient de aproape una de alta, astfel încât contactul hiperspațial devenise inutil. Și Gendibal făcu un pas înapoi, mut de uimire. Nava fundației poseda un scut mental care creștea în densitate pe măsură ce câmpul emis de Gendibal devenea mai intens. Se dovedea că nava nu era nepregătită și că avea o neașteptată armă defensivă.